Constantin Vlăduț a fost investit în funcția de primar în decursul zilei de ieri. Încă un mandat în care va da dovadă doar de implicare, astfel încât Comuna Bălăcița să fie una dintre cele mai moderne comune din Mehedinți. Primarul Constantin Vlăduț a dovedit în ultimii 4 ani că dacă îți dorești, se poate. Comuna Bălăcița a cunoscut o dezvoltare temeinică, investiții ample au avut loc de la infrastructura rutieră, sănătate și până la sistemul de învățământ. Constantin Vlăduț a primit susținerea cetățenilor în data de 27 septembrie, iar el a fost investit în funcția de primar. Mulțumim reprezentantului prefecturii, domnului Dan Nedelcea, pentru amabilitatea de a ne investi în funcții. Mulțumim și domnului președinte că a fost alături de noi un moment important din viața comunei și vrem să continuăm cel puțin ce am început sau să începem noi proiecte pentru Comuna Bălăcița. De asemenea, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, și-a arătat în continuare susținerea pentru Constantin Vlăduț. Felicitări, domnule primar, felicitări, stimați consilieri, să aveți toți un mandat liniștit, cu sănătate și în același timp cu multe realizări pentru locuitorii Comunei Bălăcița, instituția pe care o reprezint, Consiliul Județean Mehedinți, și eu, în calitate de președinte al Consiliului, așa cum am fost și în mandatul trecut, alături de domnul primar, de consilieri, de comuna dumneavoastră, voi fi și în acest mandat să terminăm proiectele începute și, bineînțeles, și dumneavoastră și noi să începem altele în beneficiul locuitorilor Comunei Bălăcița. Încă o dată, sănătate și mult succes tuturor! Tandemul Aladin Georgescu-Constantin Vlăduț a arătat faptul că se poate să faci administrație performantă în folosul cetățenilor, reușind să schimbe fața Comunei Bălăcița în ultimii 4 ani. Cetățenii sunt mulțumiți de primarul lor și de activitatea acestuia, sperând că și în actualul mandat edilul lor va munci la fel de mult și de productiv pentru comunitate.